Bisericul Ioanei Dor. Acum două săptămâni, la împlinirea 150 de ani, Academia Bârbădeană l-a omagiat pe George Tutoveanu. S-a spus și s-a scris, de-a lungul deceniilor, mai ales după din 1990 și după, despre multiplele calități, nu mai spun de talentul literar, al lui George Tutoveanu. Una din ele, și ea a funcționat atât din cât a trăit Academia Bârlădeană, pentru că ea a trăit practic până la izbucnirea celui de-al doilea război mondial. George Tutoveanu, președintele, primul președinte al Academiei Bârlădene, i-a susținut, i-a promovat, i-a încurajat, le-a dat sfaturi tinerilor, care nu erau mulți, chiar foarte puțini, și foarte puțini au rămas, și au rămas din creațiile lor, tinerile, care și-au urmat drumul lor. Una din ele, de exemplu, care putea să scrie mai mult, a fost o vreme profesoara copiilor lui Nicolae Iorga. Eu o să vă aduc că este inedit, cu excepția Elenei Popoiu, care și e, despre o întâmplare cu tâlc care se leagă de ceea ce spuneam mai devreme. Această dăruire a lui George Tutoveanu, manifestată în diverse forme, pentru tineri. George Tutoveanu, în timpul războiului, până în 1945, a plecat din Vârnadul lui Brau, la București, unde erau cei doi fii. S-a întors în 1945, iar 5 ani mai târziu, Casa Națională, la care avusese o contribuție importantă, a devenit simplu biblioteca Sloiberescu. Și s-a înființat un cenaclu. Cenaclu Alexandru Blahuță. Suntem în 1950. Într-o după-amiază a venit un licean, Constantin din Moftache, avea 15 ani, să participe la cenaclu și mai mult decât atât a adus două sau trei poezii. Relatarea mea este în continuare bazată pe ceea ce mi-a spus de atâtea ori George Tutoveanu. Știu cine conducea cenaclu. Avea o orientare profundă, nu numai de stânga, dar atunci când tânărul timid, rezervat, l-ați cunoscut mulți dintre dumneavoastră, cel care va fi cel de Zebetin, a citit una sau două, nu mai știu, din poeziile sale. Domnul care conducea cenaclu, i-a dat o replică stăioasă, l-a blocat. Uneori, la Academia Bârlădean, la cenaclu obișnuit cu Academia Bârlădean, Academia Bârlădean practic nu va exista de ani buni, venea din casa de pe strada Bulevardului Ecureanu numărul 41, ultima pe partea stângă a Bulevardului Istoric, care s-a numit până la 1890 circa, datorită caselor boierești cu vii vezi, strada Belvedere. Cei care stăm pe Bulevardul Ecureanu trebuie să știți asta. Chiar cineva mi-a spus, Elena Popoiu și nu numai, dar de ce nu schimbați? Nu se mai poate, din Bulevardul Ecureanu în Belvedere. Oricum, la sfârșitul cenaclului, George Tutoveanu s-a apropiat de licean Constantin din Moftache
Și n-a spus nimic despre poezii, ce știi, poți să mă conduci până acasă. Și-a urmat o prietenie între două personalități, atât de diferite în sensul timpului, în sensul vârstei. Și a urmat, chiar după ce dezeletin, în 1952, s-a înscris la trei facultăți, a luat la pe toate, și a urmat medicina. Venea la Bârlad, la maestrul său, George Tutoveanu, și acesta îl considera, și ce dezeletin a fost foarte mândru totdeauna, ea a fost cu ghilimele de rigoare oarecum, i-ar zice și fără, ultimul membru al Academiei Bârlădeni. Astăzi este un eveniment special, pentru că niciuna din tinerile de acum 90 de ani, 95 de ani, nu a avut o carte de debut. Elena Farago plecase de multă vreme înainte de război, din Cârnav. Așa că pentru noi, cei de aici, și sper cei care vor procura cartea, și pentru alții vor da o șansă. Debutul Ioanei Dor, cu un titlu pe care sigur îl va explica ea, Logodnă în singurătate. Da. Este nu numai o bucurie, prea puțin spus, este o imensă împlinire și de ce nu și pentru Bârlădeni, pentru Bârlădeni care își manifestă foarte puțin, din ce în ce mai puțin, cu toate strădaniile noastre, da, activitatea domnului director Marcel Angel, poftiți, vă rog, lângă mine, că fără mine voastră, vă rog, nu stați în picioare. Da. Oricum eu mă așez, așa că așezați-vă și dumneavoastră. Au venit, nu-mi place acești, dar nu, prietenii noștri, colaboratorii noștri ai Academiei Bârlădene. Nu am numărat de câte ori, dar rămân în perspectivă să mai veniți, nu-i așa? Așadar, domnul Valeriu Stambu, pentru că unii din participanții la acest eveniment, cu literă mare, nu vă cunosc. Cronedit, da. Soția lui Mariana, doamna Mariana Stancu, vă rog să fără de care n-ar fi venit domnul Traxiu, pentru că doamna conduce după cât știu eu. Nu numai mașina. Așteptam replica. Așa, domnul profesor Teodor Traxiu, doamna, vă rog să vă, da. Daniela. Și domnul Simeon Bogdan, când intervii la Academia Bârlădean, nu puteți să mă amândea, da, aici, nu? Nu vă mai prezint. Hai, domnul. Prezint. Așa. Și domnul Simeon Bogdan, înainte de cuvântul autoare, va fi un recital la pian, la final. Așa, Maria Bularda, care este aici. Vă mulțumesc și așteptăm derularea evenimentului. În ordinea în care nu mai intervin, că stric farmecul, domnul Valeriu Stambu. Mulțumesc, Daniel. Bună ziua, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Fiind în prag de sărbători, vă doresc sărbători fericite și o iarnă ca în basme, care începe atât de frumos sub semnul cultural
al lansării unei cărți de excepție. Și pentru că vorbim despre un volum de debut, o să dau dovadă de modestie și o să vă vorbesc întâi despre mine. Am lucrat 33 de ani în redacția revistei Cronica, revistă pe care am și condus-o 22 de ani. Ei bine, la această revistă exista un concurs, l-am moștenit când am intrat în redacție, nu l-am înființat eu, dar exista un concurs intitulat, era un concurs național de creație literară și plastică, intitulat Autor Copii. După ce am ajuns redactor șef al revistei și am preluat destinele ei și ale editurii, la acest concurs editam un volum de debut. Deci la fiecare ediție, cel mai bun volum, cel mai bun manuscris, de fapt, devenea volum apărut la editura Cronica și mulți dintre cei care de-a lungul anilor au fost premiați și publicați de noi, astăzi sunt scriitori cunoscuți, membri ai Uniunii Scriitorilor, cu premii prestigioase și cu o activitate laborioasă. Așadar, de ce v-am făcut această introducere, de ce m-am folosit de acest exordiu, ca să înțelegeți că dacă vorbesc despre un volum de debut, chiar sunt acolo cumva în domeniu, pentru că am nășit, iertați-mi cuvântul, îl pun între ghilimete, foarte multe volume ale unor oameni care abia porneau pe drumul literaturii. Așa încât, dacă astăzi spun că am în mâini unul dintre cele mai convingătoare, dintre cele mai frumoase, dintre cele mai valoroase volume de debut, să știți că eu chiar știu ce spun. Și probabil colegii mei, distinși mei, colegi și prieteni, Teodor Praxiu și Simeon Bogdănescu, vor confirma spusele mele. Sarcina mea este foarte simplă, fiind doar editor al acestui, sau editor, dacă vreți, al acestui volum, nu sunt critic literar. Și nu mă voi referi la conținutul cărții, decât așa, în câteva vorbe, cât mă pricep eu. Logodna în singurătate este, în fapt, o poveste. Și, ca orice poveste, trebuie să aibă și un personaj. Poveștile, în general, au personaje mai multe, plăsmuite, dar această carte are doar un singur personaj, și principal, și secundar, puteți să-i spuneți cum vreți. Este Ioana Dor. Ea își spune propria poveste, cu dorurile ei, cu trăirile, cu sentimentele, cu visele pe care și le face atât ca om, cât și ca scriitor, creator. Este o poveste fascinantă, pentru că vorbind despre sine, mai ales despre sine, vorbește și despre ceilalți. Dar vorbind despre sine, ne oferă și această cheie, prin titlu, Logodnă în singurătate. Când vorbești despre tine însuți, ești un solitar, într-adevăr. Trăiești în singurătate, iar acest sentiment al însingurării, al solitudinii, revine în mod, ca un leitmotiv, poate nu obsedant, dar revine ca un leitmotiv în volum și este firul Ariadnei, cel care de la un capăt la altul străbate labirintul trăirilor
poetice ale autoarei, ducându-ne până la urmă la ieșirea spre lumină, spre o lumină care ne cuprinde și spiritul și sufletul și mintea. Ca orice debutant, și am sesizat asta nu numai la cei pe care i-am publicat, ci chiar la mine însumi, când am debutat în urmă foarte mulți ani. Deci ca orice debutant, și Ioana vrea să-și pună tot sufletul între copertele. A rămas mai în urmă față de noutățile limbii române. Eu folosesc forma copertele. Nu înțeleg de ce Domnul a coborât la nivelul celor care nu știu limba română și acceptă forma coperți. Deci a strâns aici, între copertele cății, toate marile teme ale poeziei din totdeauna și de oriunde. Așa eram și eu, mi-amintesc că am prezentat un manuscris la Cartea Românească, avea 300 de pagini, din care mi-au apărut, era și cenzură pe vremea aceea, plus că mi-a fost redactor de carte Mircea Ciobanu, care era foarte exigent, au apărut mai 87 și eram 87 de pagini. Eram deziluzionat că nu mai puteam să arăt cât în seu de valoare Shakespeare și cu Dante și cu Goethe la un loc, nu făceau cât mine atunci la volumul meu de debut. Și am rămas decepționat de faptul că mi-au, din vari motive, mi-a fost trunchiată cartea. Peste mulți ani aveam zis că dreptatea a fost de partea lui Mircea Ciobanu. Noi cei care cunoaștem cartea, mai ales Simion Bogdănescu, eu datorită lui am cunoscut autoarea și manuscrisul, n-am trunchiat-o. Deci ea și-a adunat aici mari teme ale poeziei, cum spuneam, din totdeauna și de pretutindeni. Una din ele fiind, revenind de-a lungul volumului, fiind relația cu sinele, am spus că vorbește despre sine pentru a putea vorbi și despre ceilalți, relația cu Divinitatea și abordează și acea temă extraordinară care ne obsedează pe toți, a timpului, a trecerii lui, recurgând foarte des la motivul faustian al oprirei clipei. Veți vedea, cei care veți citi volumul, în această tematică a trecerii irreversibile a timpului, încadrându-se și, cum spuneam, motivul faustian al opririi lui, astfel încât la Ioana a II, marea trecere blagiană și strigătul acela disperat al său: oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsuri destrămarea, este preluat într-o altă formă, dar se găsește în Cartea Ioanei Dor și el devine, dați-mi voi doar 4 versuri, voi cita. Deci oprește, Doamne, ceasornicul al lui Blaga, la Ioana Dor devine: să nu repare nimeni pendulul de la ceas, vreau timpul să se oprească, să facă un compas, și nici clepsidra veche nu trebuie întoarsă, că uite, clipa asta nu vreau să fie roasă. Vă spuneam că nu vreau să intru în resorturile ascunse, poate chiar și pentru mine, ale acestei cărți. Nu eu m-am ocupat de închegarea ei, ci autoarea împreună cu distinsul scriitor Simion Bogdănescu. I-am făcut și eu câteva rânduri de însoțire. Le-am pus pe o clapetă de la prima copertă și pentru că știți deja, v-am mărturisit-o întotdeauna, că nu sunt un bun vorbitor,
O să vă rog să-mi permite să citesc cele câteva rânduri pe care le-am scris despre carte, pentru a nu vă plictisi prea mult, vă spun că ele vor fi încheierea cuvântului meu, nu discurs, mi se pare deja prea mult și prea pretențios pentru ce am făcut eu. Logodna în singurătate marchează un debut convingător, matur, chiar impresionant prin sensibilitate, coerență tematică, eleganță stilistică și bogăție imagistică. Revigorarea unor motive și tehnici care vin din poezia populară redimensionează discursul liric al Ioanei Dort, căruia îi conferă un plus de autenticitate. Versuri limpezi și profunde, memorabile, cu tulburătoare încărcătură emotivă, unele și cu accentuate conotații aforistice, izvorăsc, paradoxal, și din trăiri ardente, dar și dintr-o luciditate ființială, necesară desprinderii de un sentimentalism ce ar împovăra scriitura de nu ar fi temperat cu subtil rafinament. O îndelungă și migăloasă cumpănire a cuvântului, foarte rar întâlnită la volumele de debut, de obicei mai năvalnice, dar cu precară profunzime, conferă poemelor unitate ideatică, estetică, stilistică, lexicală și tematică, dar și echilibru, armonie, persoasiune, calități ce străbat Logodna de la un capăt la altul, alături de sinceritate, sentimentul cel mai pregnant, din care se nasc, asemenea unei confesiuni, versurile rostuite aproape în exclusivitate la persoana întâi. A spus că vorbește despre sine. Așadar, vorbind despre sine, Ioana Dort vorbește despre alții și pentru alții, adică pentru cei care, asemenea ei, mai cred că poezia poate schimba lumea. Asemenea ei și dumneavoastră credeți că poezia poate schimba lumea de vreme ce sunteți aici la un astfel de eveniment. Vă mulțumesc pentru că iubiți poezia și pe creatorii ei. Vă mulțumesc pentru că ați venit astăzi aici la un eveniment realmente marcant pentru o generație poetică, generație care începe să arate că există. Sărbători fericite! Stimați iubitori de poezie, la un astfel de eveniment provocat de poeta Ioana Dort, nu se poate să trecem cu ușurință peste celebrul eseu de filosofia limbajului, Introducere la Dort, din Cuvânt împreună despre rostirea românească a lui Constantin Noica. În acel eseu, Constantin Noica, filosoful de la Păltiniș, a arătat și a demonstrat că acest cuvânt, Dort, este nucleul tuturor cuvintelor românești. Provine de la dolus, din latinește, ce înseamnă durere, însă în limba română el a devenit un simbol al contopirii, al sintezii mai multor sensuri într-un cuvânt. Limba română are geniul contopirii, nu al compunerii, zice filozoful. Așa cum au limbile greacă și germană. La noi, Dort a devenit durere și plăcere. Când spun mie Dort, atunci și sufăr, dar îmi face și plăcere pentru cel pentru care sufăr. În limba greacă ar trebui tradus cuvântul plăcere de durere sau durere de plăcere. În limba
germană ar trebui să traducem căutare de negăsire. Vedeți? Mai multe cuvinte. Noi nu avem genul compunerilor, zice Constantin Noica. Pentru că atunci când am încercat, ne-a ieșit rău. Multe cuvinte care au fost create la noi, prin compunere, au dat niște lucruri vizibile. De pildă, pentru cravată, gât legău, pentru batistă, nas, suflete și altele. Așadar, zice Noica, acest cuvânt, dor, se apropie de și mângâie fiecare cuvânt românesc, în așa fel încât s-a creat prin câmpuri semantice o zonă de dor. Orice cuvânt românesc are o margine de dor, e păzit de o margine de dor. Excelentul eseu se preda înainte în liceu, în clasa 12-a, eu l-am predat în mulți ani, alții nu l-au predat, dar eu consider că este un eseu de filosofia limbajului extraordinar. Ioana Dore. Ea și-a luat acest pseudonim în discuție cu mine. Eu o cunosc așa din liceu. Ea era la liceu pedagogic, eu la liceul teoretic Mihai Eminescu. Eu țineam un cenacul acolo, aripi tinere. Dar nu a venit. Cum veneau alte fete de acolo, eleve, cu poeziile la mine, să-i spun dacă are sau nu are talent. Dar o vedeam trecând în corpul B, tot mai în spate acolo, unde revoluționarii alungaseră limba rusă. Numai două profesoare mai aveau acolo, o clasă sau două, de elevi care mai studiau limba rusă. Era regretata Petrusa Chiriac și Rica Lucianu. Și când coboram eu să țin ore la o clasă de-a 12-a de matematică fizică, ea trecea cu o mapă plic și se ducea acolo să învețe limba rusă. Atât vă știu din liceu. Prin 2017 a venit la mine cu niște poete și a spus să le citesc și să-i spun dacă are ceva talent. Eu îi le-am înapoiat și am spus că sunt multe lucruri de acestea care ar trebui îndepărtate și trebuie să lucreze asupra cuvântului. S-a supărat și mai târziu mi-a zis că am dat cu ea de pământ. Dar nu am dat cu ea de pământ. Eu am încercat să-i ridic nivelul, adică să ridic ștacheta și să mai deoparte lucrurile care sunt spuse de un secol și ceva în poezie. Când s-a întors cu poezia mea, am văzut că a făcut progres. Și atunci am luat și am publicat-o în Academia Bărlădeană, în mai multe numere consecutive. Și la un moment dat i-am propus să-i dau o pagină de poezie în revista Academiei Bărlădeană. Le-a adus și atunci am scris ceva ca să-i fac o scurtă prezentare. Și așa cum Valeriu a prezentat, am să citesc și această prezentare făcută poetul Ioana Dor. Lumină undeva. Un fir de elegie ca lumina prinsă undeva prin încăpere de gând și de odaie, oscilează fin aluziv în poemele poetului Ioana Dor. Un fel de regret, de durere perceptibil ca în plasa care a uitat de mare și se reflectă în sine a indoma singurătății în care a prins doar un vis, căci un vis rămâne mereu singur și nu poate fi trecut în semn decât prin cuvântul poetic. Poeta este ca o emoție ce copleșește petalele unei flori, așteptând ca răsăritul să încolțească din deal, iar poeziile ei, saturate de sensibilitate, ca un ecou întors de la Magda Isamus. Undeva, filosoful Constantin Noica, în cuvânt împreună despre rostirea românească, reliefa ideea că orice cuvânt românesc este păzit în el însuși de o margine de dor. Așa cum și versurile mele premonitorii, Ioană, Ioană, de coarnă, de coarnă, nu era icoană, de coarnă, licoarnă, nu era icoană, era o lucarnă înghețată în iarnă, Ioană, Ioană. Își împlinește acum dorul într-o carte de învățătură și rostire românească. După această dată ne-am apucat să
adunam poeziile în volum, în acest volum, cu o metaforă deosebită, logodnă în singurătate, și i-am făcut următoarea prefață. Dor de poezia Ioanei Dor. Dar i-am spus că titlul acesta am să-i spun la prefața cărții, atunci când o avea cartea. Și ea a insistat ca să scriu această prefață. Mi-a venit așa să zic scrisului, și scrisul să mă zică pe tăcute într-o pagină albă de mărimea uimitoare a unei memorii fără sfârșit. Într-adevăr, pagina imaculată, aflată în acest cosmos, nu există decât ca posibilitate și probabilitatea cuprinderii unor tainice însemnări rostiri ce ambele virtuale pot să vină de undeva. Și ne așteaptă posibil să ne desferecăm atât cât se poate chiliile creierului și ale inimii, iar amintirile de odinimară ale sângelui anterior să țâșnească din subconștient, din inconștient, și să ajungă pe cranul memoriei involuntare, voluntare, individuale, ca o vibratilă emoție crescută din ce în ce la un sentiment indefinit, indefinibil, zis, scris, dor. Precarele nemai închipuit de mușat l-a aurit printre degete și l-a rebotezat Constantin Noi ca filosof. Dar teoria e lungă și poezia dorului și mai fără sfârșit. Așa că, lecturându-i în alean metafizic producțiile lirice, mi s-a prelungit pofta creației și astfel mi s-a făcut dor de poezia Ioanei Dor. Este o ființă poetă neexpansivă, meditativă, cu un fior metafizic moldovenesc, provenit pe linie maternă de la Mater Dolorosa, al cărei eu empiric încă îi domină eu creator, pe care să se abstragă din trăirea crustă și să se obiectiveze în vizionarismul dominant, superior, oracular, funcționând în sine ca derealizare a realului și irealizare forțată prin dictatura fanteziei demiurgice. Ea încearcă să iasă cu îndrăzneală în spațiul poetic, după cum dorește. Citez, o femeie cu sabia bună, e o ființă de pasăre, taie în două de păcare, se rotește în vârtej de coante și se desprinde în cer de timpul rănit al luminii. Poeta Ioana Dor, după ce a publicat câțiva ani la rând, foarte discret și asemenea decent, grupaje de poeme în paginile revistei Academia Bărlădeană, și-a luat inima în brațe și s-a hotărât să debuteze editorial cu carte de față, semnificativ și metaforic numită Logodnă în singurătate, intenționând cu sensibilitate romantică, dar și modernistă, să-și pune propriul crez al egoului poetic într-un turn de pildeș, într-o solitudine pe care se o îndrăgește cu fior misterios, ca și cum ar fi singura dragoste în absolutul curgerii irreversibile și ineluctabile. Metafora, aluzivă și oximoronică, polisemantică a titlului, închide și deschide în ea identitatea tainică dintre iubire și poezie, trăitoare amândouă într-un singur suflet, animus anima. Simplitatea aparentă a acestei arte poetice, care altfel la mai multor poeme din volumul prezent, o fixează ca pe o poetă cugetătoare, după al cărei sens ocrotit de solitudine, se conduce însă de viața ei. Citez, nu știu nici vremea cum va merge, nici spațiul care ne desparte, doar anii noștri s-or alege logodnă în singurătate. Dar ce contează dacă timpul tot mișcă piedica între noi? Din firea nu o să-ți scoată chipul, vom fi un suflet amândoi. Maxima concentrare a poemelor celor mai multe și tonul elegiac, predominanța sensibilității, pasiunii asupra rațiunii, muzicalitatea, corespondențele și simbolurile, o alătură pe Ioana Dor de șopinianul George Bacovia și de șopiniana Magda Isanus. Ea își trăiește până în resorturile intime și ultime ale emoției, starea poetică și sensurile incluse în imagini, cercetează gândul încordat să descifreze partea subatomică a vieții, cele cinci cuante și a morții, a creației și a iubirii, dorului, într-o febrilă cale de căutare, încercând un prim pas de zidire în cuvântul etern și o primă direcție majoră de impunere
a gloriei sinelui său liric în câmpul eroic al crucilor lumii. Citez, viață, am gloria, neputința supremă de a muri. Nu vreau să risipez primicul, vreau să-l adun. Mie nu mi-a fost de ajuns decât nepătrunsul pe câmpul de bătălie al crucilor, eroist crucial. La o privire atentă psihanalitică, poemele Ioanei aduc la suprafață unele obsesii în supraveghere conștientă, totuși, cei cutreieră sufletul și spiritul și o fac să fie dominată de dorul absolutului, obsesia timpului iertător, mater dolorosa, patima cumeitoare a viețuirii în singurătate, în dublă ipostază grecească, zeu sau fiară, a căutării sublimului, a inefabilului poetic, a iubitului închipuit, reversul acelei la prânsești, la antenă a trubadurilor și trubelilor medievali francezi. Supratema timpului, promerită din motivul Ehem fugaces postume postume la bonturani, orațiu, se susține prin motive lirice romantice, cu precădere. Clepsindra noaptea ancestrală, confuzia planurilor temporice, timpul static parmenidian, secunda faustiană, clipa, orizontul matinal generator de miraje existențial, târziul și destrămarea ineluctabilă, cum afirmam, și irreversibilă heracliteană. Poemele în cauză trebuie citite în gând cu ochiul foarte atent. Iată, ce vine mâine dă să rupă întoarcere de gânduri dusă, cum dorul timpului sub lupă se uită în noaptea descompusă. De soc. Este ideea sau sugestia unui timp deviat, abnorm, confuz, nemișcat, împietrit, nebăsător. De aceea eu nu îmi surprinde dorul timpului, clipa vremea rărită din cer, miezul de noapte. Așa de fiecare poem surprinde clipa din vremelnicie, marea trecere și clipa eternă, absolutul timpul universal. Numeroase metafore morfologice, sintagmatice și semantice creează o viziune caleidoscopică, revelatorie, mai mult decât plasticizantă, ca să rămânem doar la clasificarea blaziană mai cunoscută. Miez de noapte, dorul timpului, roa timpului, vremea, anii, clipe de ruine, vremea cerului rărită, timp care așteaptă, vreme mult trecută, altădată, vreme nemișcată, etc. Ca orice poet, poetă are și Ioana Dor o mamă, plecată prea curând și de mult în țara umbrelor, devenită tot o principală obsesie a lirismului de imediat. Necicatrizată, rana continuă să sângereze după decenii. E o ardere ascunsă, o roadere pe dinăuntru, existențialist canusiană, iar dorul devine metafizică energie, muzică de cer a sufletului poetic. E de la sine înțeles că imago pater, fie și sub forma divinității, nu se găsește în creații de sală. Obsesia singurătății, sigur de sorginte romantică, motiv liric deținător al unei circulații speciale, atât în lirica universală, cât și în poezia națională, nu trebuie privită ca un anacronism, ca o marcă depășită, ca un semn al unui regres. Nici pe departe, nici pe aproape, este ipostaza esențială a creației, rezonanța nocturnă a dorului poetic și timpul solitar al nașterii în poezie. Cât de frumos o aduce aminte! De aceea mi-e dor de poezia Ioanei Dor. Unde să împrăștii bătăile inimii dacă nu găsesc punctele cardinale nici în creierii mărilor, nici în sumbra tăcere de munte, la est de inimă, la vest de suflet, la sud de idee, la nord de coantă? Am să rămânui în căușul viorii. Coantă 3. De regulă, autoarea își cântă impulsurile și pulsiunile vieții, inspirația susținută și generatoare de emoție. Însă, în anumite poeme, strecoarea inteligenței, unele motive cultural-științifice, de ordin livresc, provenite fie din mitologia elenă, Icar, Afrodita, fie din literatura germană, Goethe cu poemul său Faust și cu iubita eroului, Margareta, numele și al mamei poetei, sau din muzica marelui pianist Polon Chopin. Atracția față de aceștia consună cu tonul grav, cu tonul profund, exprimabil și exprimat și în poeziile concentrate și ele de proveniență folclorică. Ecou ne-a auzit și aveam de zbor, în care dorul se locodește iremediabil cu destinul poetei Ioana Dor. Cu aripi din noaptea mea, ascuțite către stea,
când văzduh m-aș înălța, dar de doruri n-aș uita. Uneori fantezia autoare iese din regimul nocturn al imaginarului și se îndreaptă spre regimul diurn al său, într-o traiectorie de la Torian la Uranic, de la tăcutul pământ la zborul italian, la măpușul ceresc, de la întoarcerea în sinea sa la sinele descătușat al zborului. Și atunci se copilărește și pășește în tărâmul universal al copilului, guvernat de poeta Ludens, așa în timp de copil și mai ales în poezie, unde sub aparența nevinovată a jocului sugerează ideea că aceasta poate opri privegia neamului. Ce să zic de poezie? Ca și mai scrie cam o mie, să-i dau și lui și ție să nu plece în privegie. Cel mai greu de îndurat pentru cei plecați în străinătate este dorul de poezie, echivalent cu dorul de țară. Invers decât trovadurii, truverii, jonglării, poeții vaganți, acei îndrăgostiți de o ideală prințesă îndepărtată, există doar în propria lor închipuire, poeta noastră cântă un iubit adorat în imaginație, poate nu unde a ajuns marcat în embleme lirice, mai mult ca o presimțire, în orice caz, un zburător presimțit într-o pradă nocturnă. Citez, dacă ai simți ce dorme de noi, ai rupe în dinți cămașa și noaptea-i sfâșia cu gura din neodihnă perna ce ne ține. Ai rătăcit fără să știi pe unde și ai merge până n-ai ști unde ajungi, sfâșietoare noapte. Cartea de poeme, Logodnă în singurătate, reprezintă un debut meritoriu, un punct de începere și o nădejde de continuare și perfecționare, iar poeta Ioana Dor, acaparată de emoții lirice firești, o mult dorită prezență lirică în spațiul binevoitor al poeziei vârlădene și nu numai. Începe de pe acum să-mi fie dor de poemele următorului volum. Eu o felicit pentru această realizare. I-am dedicat un poem din volumul meu următor, Lup de poet, care probabil va apărea la Junina, nu știu că, dacă a ajuns Simona Modreanu acolo, conducătoare, apare, dacă nu. A ajuns? Dar nu furați surpriza ta. Da. Vă rog. Inima unei planete, poete Ioana Dor. Poți fi muzica titulată, titulice, în inima unei planete îndepărtate, și chiar muza muzicii dintr-un enigmatic poem scandat lângă o fântână din Tesalia. Și chiar ghicitoarea pitiei, pitite, pitulice, în interiorul unui oracol. Dar ești mai aproape când stai departe și mai departe când stai aproape. Abia șovăie ca solfegii pe scărușe geni la apropierea părului tău clătinat, înclinat spre tăcere, și se tot depărtează suspinul timid încât parcă scâncește prin ostia lunii, prin funii și vele, sufletul unui albatros disfărut. Nu îndrăznesc nici eu să ridic ancora, ca să nu creadă secunda ochiului fix, că-s gata de naufragiu în botul unei corăbii de fum. Corsar, pirat, lup de mare, cioipit, mă uit, mă tot uit, la muzica ochiului fix, cum sângeră și se împotrivește și nu te dezleagă din inima unei planete îndepărtate. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vă mulțumesc cât de curând, că mai bine cu ocazia. Un intermezzo musical. Da, Maria. Intermezzo musical. Da, Maria, și vă voi cânta cântecele. Sonata de Haydn, arabescul de Bolmiller și Tarantela de Carl Gusev.
Maestre. Mă bucur că sunt aici. Nu voi mai face altă dată când am evidențiat prezențele semnificative din sală. Și din eroare am uitat pe cineva care s-a supărat foarte tare că n-a fost numit. De altfel, sunt convins că nici nu mai trebuie să evidențiem pe cineva anume, întrucât constat că suntem o sală omogenă, o sală unitară, o sală receptivă, care a venit aici cu cel, cu scopul mărturisit, sigur, dar implicit, să o susțină pe Ioana Dor la debutul ei editorial. Ioana Dor debutează la 43 de ani. Arghezi a debutat la 47. Bacovia 34-35 de ani. E vorba de debutul editorial, debutul în volum. Eminescu, din păcate, n-a apucat să trăiască lucid momentul debutului editorial. Mai întâi pentru că n-a îngrijit el prima ediție, ci a îngrijit-o Titu Măiorescu, celebra ediție Eminescu din 1983, lansată pe piață imediat anul următor, 1984. Eminescu se afla internat, cum știți, la Oberdöbling, la celebrul sanatoriu de boli mentale de lângă Viena și n-a fost în măsură să judece semnificația volumului de versuri care purta semnătura lui ilustră. Ioana Dor este o privilegiată a destinului, după opinia mea, pentru că iată energii locale importante, plus editorul de la Iași, domnul Valeriu Stancu, au venit aici să o susțină, să-i susțină oferta poetică pe care o propune. E o șansă rară aceasta să fi susținut atât de frumos și apreciez încă o dată ceea ce se cheamă spiritul bârlădean solidar. Este o solidaritate culturală admirabilă și trebuie să o prețuim ca atare. Prezența dumneavoastră aici confirmă interesul pentru poezie și pentru o autoare care, repet, debutează. Eu am opinii nuanțate cu privire la numele literar adoptat de Ioana Dor. În urechea mea sună ușor mioritic, dar n-a dorit să-și dea numele de căsătorie, nici numele de fată. Este opțiunea autoare, este dreptul domniei sale să decidă. Considerațiile subtile ale maestrului Simeon Bogdănescu, judicioase, sunt cu totul și cu totul acceptabile, dar mie, Ioana Dor, numele acesta, n-aș spune că mă dau un vânt după el, că îmi place foarte mult. În schimb, îmi place oximoronul din titlu, Locodnă în singurătate. Elevii de-a 10-a fac oximoronul la basmul cult. Avem probabil și elevii în sală sau sunt pe colaterale, pe laterale. Basmul cult Harapan. Titlul conține un oximoron. Oximoronul acesta, iarăși Simeon Bogdănescu, cu multă aplicație și rigoare, ne l-a explicat. E un titlu izbutit și e un titlu care, în fond, o confirmă ca autoare care dorește să intre în literatură. Semnificația debutului literar foarte importantă pentru un om la început de carieră literară. Rămâne de văzut și rămân la această axiomă, rămâne de văzut ce face mai departe. Marea problemă va fi volumul al doilea al doamnei Ioana Dor. Citind cu atenție acest volum,
am detectat două registre stilistice. Interesant este ca și cum domnișoara care a cântat la pian, o începătoare binevoitoare, ar avea încă două mâini alături. Pian la patru mâini, carte la două, la patru perechi de mâini. Foarte interesant. Pe de o parte, poezii curat postmoderniste, în cheie postmodernistă, adică ceea ce presupune vers liber și alb, o eliberare de canoanele rigroase ale poeziei, pe de altă parte, în tonalități folclorice, cum spunea domnul Simeon Bogdănescu, și uneori cu alunec, glisări către ludic, o poezie în altă cadență care ne amintește izbitor de tonalitatea clasică, de canonul versului clasic, versului tradițional. Această simbioză sună bine pe la lectură, fiindcă autoarea nu este monotonă în acest fel. Am încercat să deslușesc semnificația conceptului de coantă. Fiecare poet are cât o obsesie, cât un concept obsesiv, cât un concept recurent. Sigur că suntem în fizica cuantică, dar evident că poetul nu este un fizician și Ioana Dor nu este un fizician, dar ne introduce această noțiune și apoi o altă sintagmă interesantă, secunda lui Faust. Sunt, ca să zic așa, leitmotive pe care cititorul atent le poate traduce, tălmăci în fel și chip. Mă gândeam la monada lui Leibniz, lumea ca ansamblu de monade. Quanta este un element care ține de acest univers material, zic eu, și concomitent imaterial pe care poeta îl receptează ca atare. În fond, așa cum spunea și Simeon Bogdănescu, poeta filtrează în chip personal, intim, ceea ce vede și simte în acest univers. Fie că e macro-univers, fie că este micro-univers. Motivele, fantasmele lirice ale autoarei sunt de cea mai bună calitate, aș zice, și vă spun câteva. De exemplu, infinitul este un concept complex și sună bine în aceste poeme. Tăcerea. S-ar putea scrie un eseu numai despre tăcere ca element cheie, inclusiv în teatru. Am avut plăcerea să-l înregistrăm mai devreme, intrarea domnului director Marcel Anghel în acest sanctuar al teatrului și ne bucurăm. Tăcerea cehoviană, extraordinară, tăcerea dintre care se stabilește sau se instituie, se pogoară pe scena în teatru cehovian, în care personajele nu spun nimic, la un moment dat e tăcerea dintre două entități, iar aerul acela, dacă ai prinde un hibrid, arde. Așa de puternică este tensiunea teatrală în tăcere. În poezie tăcerea are sigur alte semnificații. E marea tăcere dinainte sau de după marea trecere. Blagian. Cuvântul. Mama, concep mama poetei ca o mamă arhetipală. Orice mamă care dispare sau chiar dacă nu dispare,
devine o mamă arhetipală, devine tiparul mamei universale și am citit recent un volum chiar pe, de versuri pe această temă a mamei care a plecat și a cărei umbră tiranică o urmărește strict pe urmașă, pe fiică. Afrodita. Apare motivul Afroditei, frumoasa care se naște din spuma mării, zeița frumuseții absolute și nu mă mir deloc că mitul acesta este readus în poezie. Visul, timpul, se vorbea de supra-tema timpului, este corectă această apreciere, timpul care ne devoră pe toți, timpul universal, care apoi se disecă, se dizolvă în timpurile subiective ale fiecăruia dintre noi. Timpul subiectiv care se subsumează unui timp universal al acestei lumi, care evident că este dominată de zeul Cronos. Devine uneori poeta și ecologistă. Evident că, fără o intenție explicit ecologistă, expansiunea umană, ne sugerează într-un poem, expansiunea umană în dauna naturii. E adevărat și s-ar putea face considerații aplicate despre această sălbatică expansiune umană în defavoarea vietăților sălbatice care se simt constrânse. Ne mirăm că apar urși pe stradă. Păi noi le-am ocupat habitatul. Noi oamenii. Ne mirăm că se împuținează speciile din cauza noastră, din păcate. Dar nu vreau să fac o considerație excedentară. Am ieșit din marginile volumului spunând aceste considerații, dar în orice caz, autoarea ne sugerează asta. Rămâne să vă citesc acum câteva versuri pentru a demonstra că autoarea aceasta, debutantă, este, repet, pe drumul cel bun. Iată, de exemplu, un paradox liric. Neputința supremă de a muri. Este foarte interesant acest paradox, nu vreau să-l analizez acum, să nu vă plictisesc, dar este un paradox care sugerează ceva din până la urmă, absurdul acestei relații a ființei efemere cu moartea. La Iași s-a prezentat un spectacol admirabil, am văzut un spectacol Plugarul și moartea al unui dramaturg german medieval, Johannes von Trepl. Spectacolul acesta avea ca osatură un dialog continuu de 2 ore între un plugar și moarte. 2 entități față în față. Extraordinară provocare, regia lui Sigur Porcărete, evident, marele regizor, am văzut și Mamirea 5 în regia lui, deci este vorba de un paradox aici, al neputinței de a muri, acolo era un fel de judecată a muritorului în fața unei entități neiertătoare, implacabile, inexorabile, care este moartea. Vă sugerez, când aveți timp, să vă duceți la ea, să vedeți la Național, Plugarul și moartea. Aud cum sună raza lunii. Alt vers, aud cum sună raza lunii.
Suntem în plin simbolism aici, în plin sincretism imagistic, în plin corespondența bodleriană. Iată, erosul ca dominantă a lumii sensibile, zeul dragostei, iubirii la greci, vom fi un suflet amândoi. E o contopire androgină spirituală. Că androginul e ființa ideală, dar însumează și masculinul și femininul. Deopotrivă, mă refer la și la dialogurile platonicienei aici, ființa perfectă pe care o separă Dumnezeu și ne lasă nouă nostalgia căutării jumătății. Vă informez că eu am găsit jumătatea mea și sunt convins că cei care n-au găsit jumătatea și o vor găsi mai târziu. Un zbucium lăuntric. Mă uit în suflet și ard pe ascuns. Versuri reușite. Aproape ludică, aproape ludic în noaptea asta, luna îmi scrie un sonet. Foarte frumos că luna vrea să scrie un sonet. Eu, să fiu sincer, nu aștept intervenția lunii, îl scriu eu la lumina lunii, eventual. Ca să fiu sigur că apare sonetul. Sunt convins că într-o zi o să vă scrie luna un sonet. M-au săgetat undele infinitului, zice autoarea, șocant, provocator și interesant. Prin care anotimp m-am rătăcit. Eu estimez că Ioana Dor s-a rătăcit în anotimpul poeziei. Acum rămâne să găsească firul Ariadnei, de care vorbea domnul Valeriu Stancu, pentru a ajunge la un liman. Întrebarea pe care mi-o pun acum și vă pun și pe dumneavoastră vă pun. De la care este limanul poeziei? Rămâne să răspundeți după mine la limanul poeziei, către care tinde orice poet valabil, valoros. Nesomnul îmi agață ochii de bolta nopții. Șocant. Un înger greu de nostalgie. O metaforă puternică. Un înger greu de nostalgie. Îngerul poate fi de mai multe feluri. Daniela Oatu, poeta Daniela Oatu, ne-a dat un volum, un înger în derivă. Există un înger neliniștit, există un înger inconformist, există un înger rebel, există un înger care poate fi sfida divinitatea, îngerul căzut, Lucifer. Sunt fel de fel de variante de îngeri și se vede că polisemia acestui simbol poetic incită și atrage poeții și poetesele noastre, inclusiv pe Ioana Dor. În ceasul vremii și ceasul vremii ne tot bate, e iarăși obsesia timpului devorator, timpul care ne macină, repet, pe toți. Doar când te întorceai, lumina împietrea. Dar când te întorceai, lumina împietrea. O imagine foarte bună. Foarte bună această imagine. Îmi place. Și în fine, are nu puține versuri care bat către un ermetism pronunțat între un semn destrămat și invers. Suntem în Nichita Stănescu cu acest vers. Ecouri subtile din Nichita Stănescu bat în această structură poetică, repet, întorc un semn destrămat și invers. Poeta Ioana Dor
promite să își împlinească o carieră literară cu câteva condiții. Dacă îmi permiteți orgoliu acesta de a spune care sunt aceste condiții. Să scrie permanent poezie, evident. Să citească permanent poezie. Să citească marea poezie universală și românească. Să scrie, să scrie, să scrie de trei ori, pentru că numai așa va putea să scoată la lumină un volum încă mai bun, unitar, pe lângă Logodnă în singurătate, care confirmă debutul literar, poate proba valoare în viitor. Am remarcat elemente de poeticitate în acest volum, am remarcat sensibilitatea poetei, remarc o relație sensibilă a autoarei cu universul, că în fond, ce face poetul? Poetul nu face altceva decât absoarbe această lume. O filtrează prin propria ființă și ne dă ceea ce simte, ceea ce trece prin el, prin sublimare. Fenomenul, actul sublimării artistice, presupune așa ceva. Ca atare, fiecare din noi se află, poate, un poet latent care speră să se pronunțe limba. O felicit pe autoare și o asigur că nu trebuie să aibă niciun fel de emoții, pentru că este pe mâini bune. Are un mentor literar indiscutabil, prefațatorul cărții, Simeon Bogănescu, are un editor competent, care este Valeriu Stancu. Am venit și eu să vă ajut. Este aici doamna Elena Monu, care o susține, Elena Popoiu, o susține sufletește, este în stânga mea entitatea suavă, doamna Elena Monu, are susținători buni, are un climat de creație. Doamnă, să scrieți, vă felicit! Praxiu, nici când eram tânără, nu mi s-a spus niciodată, iată o premieră suavă. Să spun și eu câteva vorbe despre poezie și despre relația mea cu poezia. Ce este poezia? Poezia esența literaturii. Pentru mine poezia este cel mai intim act. Este cel mai intim teritoriu de sensibilitate și vizionalism. Este un refugiu într-o profesiune de credință care mă însoțește permanent. Nașterea mea în poezie s-a petrecut în nostalgici ani de liceu pedagogic în Vârlad, încă din adolescență. La început, într-o formă discretă, propriu-zis taină. La acea vreme eram logodită cu poezia în solitudine. Și nu mă gândeam pe atunci că voi deveni o poetă care să publice în volum sau în reviste. Ulterior, dispariția mamei mele, Margareta, acum 20 de ani, a generat o intensificare a creației mele lirice. Apoi am urmat o perioadă de retragere mai mult așa spre lectura literară. Și în 2018, într-o conjunctură favorabilă,
Am cunoscut pe doamna Moru, pe domnul general Cotoiu și pe domnul Simeon Bocanescu, scriitorul Simeon Bocanescu. Contextul în care am debutat în revista Academiei Vâlădene, după cum spuneam, în 2018, cu eseu și poezie. A urmat o colaborare constantă de publicare a poemelor mele în paginile acestei reviste, sub atentul ochi critic, foarte critic și exigent al domnului Simeon Bogdanescu, poeme care acum alcătuiesc volumul de față, Le văd în singurătate, volum apărut sub urmarea editorilor mei, doamna Mariana Stancu și domnul Valeriu Stancu, la editura Comedit din Iași și cărora le mulțumesc pentru susținere. Mulțumesc și doamnei Ovatu, poetei Daniela Ovatu, pentru cronica realizată volumului meu și cronică ce va apărea, care va apărea în numărul următor al revistei Academia Vâlădeană. Și vreau să vă spun că trăiesc niște momente de excepție, cu o încărcătură de motive extraordinare. Motiv pentru care vă mulțumesc că sunteți aici cu mine. Mulțumesc membrilor Academiei Vâlădene, mulțumesc editorilor mei, după cum spuneam, mulțumesc cenacliștilor de la Biblioteca Stroie Veloescu, colegilor de facultate de la Dunărea de Jos din Galați, mulțumesc colegilor mei de la școală de la George Tudobian, pentru că ați venit, și tuturor care sunteți aici, bineînțeles, mulțumesc de asemenea familiei din mine pentru susținere. Și ca un gest de recunoștință, vă voi citi câteva poeme din volumul meu. Întâi poem este La întoarcere la copilărie și la domnul vremurilor de atunci. Numai copila. Simt cum mă despletește dorul și mă destramă sub stejarul care a vegheat atâta vreme copilăriei mele hale. La umbra lui eu încăstise în cunun cu flori nemuritoare, din margarete încursese brățări și flori la cerătoare. Pe ei albii tot privise mărcând pe dealul plin de soare și toată firea mi florise ca într-un strat de sărbătoare. Hai, împletește-mi viață iarăși trăirile de altă dată. Să simt pământul pe sub talpa piciorului desculț de fată. Să alerg prin iarbă și prin grâie, să sar în râul plin de pietre, să înoptez haipui pe drumuri de nostalgie, de regrete. Aceleași ramuri își întinde stejarul pe un colț ce suie. Numai copila pe alee, atunci era și acum mine. Vremea e mișcată, versul pe care le-ați citit și dumneavoastră, dar o voi citi în totalitate de ei. Vremea e mișcată. Să nu repare nimeni pendulul de la ceas. Vreau timpul să se oprească, să facă un copas. Și nici clepsidra veche nu trebuie întoarsă, că uite, clipa asta nu vreau să fie roasă. Ce greu apasă timpul
amarnic mă sugrum, că-mi uită încet făptura lăsându-mă în drum. O clipă tac, tăcerea mintei veșnicie, de glasul de nemoarte mă gând să fiu iar vie, iar mirosul de viață mă îndeamnă la iubire, și afară timpul pare, statuie în împlinire. Faptul că sunteți aici în